În această după masă, prin harul lui Dumnezeu, am vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl găsim scris în cartea Apostolului Pavel, în epistola Apostolului Pavel către Filipeni, la capitolul 1, citim din cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 20 până la versetul 24. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Și aș vrea să urmărim, dacă aveți Bibliile acasă, acolo unde sunteți, aș vrea să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și vom lua aminte la el. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Amin. Sfânt. Amin. Iubiți ascultători, deși în această după-masă fiecare dintre noi, cei care ne urmăriți de pe internet și eu împreună cu fratele păstor Nelu Damian, ne-am fi dorit ca în această după-masă biserica să poată fi plină. Știm că ne uităm la niște scaune goale, dar ceea ce este important în această după-masă este că Dumnezeu vrea să ne vorbească, chiar dacă urmărim acest mesaj de pe internet. Biserica lui Hristos nu a fost oprită vreodată, niciun imperiu n-a putut să oprească și nu va fi oprită nici în aceste vremuri. Biserica lui Hristos trăiește și va continua să trăiască și să fie biruitoare de acum și până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, iubită biserică, deși nu sunteți în locul acesta împreună cu noi, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare acolo unde sunteți. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze viețile. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze copiii, nepoții și pe cei dragi. Și ne rugăm ca vremurile acestea să fie pentru fiecare dintre noi vremuri de cercetare și vremuri în care Duhul lui Dumnezeu va aduce pocăință în inimile cât mai multor oameni. Ne dorim ca vremurile acestea să se termine cât mai curând și ne rugăm pentru lucrul acesta, dar nu știm care este voia lui Dumnezeu. Ce știm însă este că în această după-masă, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o perspectivă corectă asupra vieții și morții. Pentru că este foarte important modul în care mă raportez la viață și modul în care mă raportez la moarte. Pentru că modul în care mă raportez la viață și moarte îmi va defini modul în care îmi voi trăi viața de astăzi înainte. Acest lucru va fi definitoriu și este un punct de turnură pentru sufletele noastre dacă astăzi hotărâm ca Dumnezeu să fie Cel pe care ne clădim viața și trăirea vieții noastre. Dacă vom trăi în frică sau în speranță, depinde de modul în care privim viața și moartea. Primul lucru spre care privim în această după-masă, iubiți ascultători, este perspectiva. Perspectiva este ceea ce contează foarte mult în viețile fiecăruia dintre noi. Haideți să privim la următorul lucru. Cu toții știm că dacă înaintea noastră am avea un pahar cu apă, pe jumătate plin, fiecare dintre noi am putea să ne uităm la paharul acela și să spunem ori paharul acesta este pe jumătate plin, ori să spunem, paharul acesta este pe jumătate gol. Totul depinde de perspectiva și de ochelarii prin care privim la aceste lucruri. Același lucru poate fi văzut dintr-o perspectivă pozitivă sau dintr-o perspectivă negativă. Oare din ce perspectivă privim, iubiți ascultători, situația prin care trece lumea și situația în care suntem cu toții
în aceste vremuri de încercare pentru lume. Există două perspective esențiale și aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu în această dupămasă să privim la cele două perspective pe care cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ni le descopere și să ne le readucă în mințile noastre. În primul rând aș vrea să privim în această dupămasă la perspectiva lui Dumnezeu. Perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții și asupra morții. Perspectiva lui Dumnezeu este cea care aduce speranță, iubiți ascultători, frați, surori și prieteni care ne urmăriți. Perspectiva lui Dumnezeu este perspectiva paharului pe jumătate plin. Este perspectiva pozitivă asupra vieții. Haideți să vedem care este perspectiva aceea. Perspectiva lui Dumnezeu este privirea vieții din perspectiva veșniciei și a vieții veșnice. Nu mai contează așa de mult ce este aici acum, ci cel mai mult contează pentru sufletele noastre și aș vrea să luăm aminte la lucrul acesta, iubiți ascultători care ne urmăriți, rezultatul final. Nu este important atât de mult, deși fiecare dintre noi vrem să ducem o viață bună și frumoasă și liniștită pe acest pământ și să ne bucurăm de copii, de nepoți, de viața aceasta. Dar ca și copiii lui Dumnezeu, privind lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, vedem lucrurile privind la rezultatul final al vieții noastre. Noi trebuie să înțelegem că din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan cu privire la viața noastră. El știe ce face. Și El știe ce se întâmplă și astăzi în lumea noastră. Și nu uitați un lucru, El este suveran și El are toate lucrurile în control. Romani, capitolul 8, versetul 28, este primul text la care vom privi și spune: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Iubiți ascultători, planul lui Dumnezeu este ca noi să fim mântuiți, răscumpărați, să fim copiii Lui, să fim ai Lui. Și dacă suntem copiii Lui, perspectiva este una pozitivă, pentru că toate lucrurile, chiar și încercarea aceasta, va lucra spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și, cu alte cuvinte, spre binele nostru. Rezultatul final este unul pozitiv și este un final fericit, pentru că într-o zi lucrul acesta ne va duce în ceruri împreună cu Domnul nostru. Și chiar dacă nu înțeleg planul lui Dumnezeu, și chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să trec pe aici, sunt gata să mă încred în El. Sunt gata să spun: Doamne, nu știu de ce. Spun eu cântare, nu știu de ce vin ispite adesea, dar știu cine are controlul. Și știu cine ține toate lucrurile în control și Dumnezeu este, iubite prieten și frate, Cel care ține control de plin asupra vieții tale. Și nu i-au scăpat lucrurile de sub control. Oamenilor și conducătorilor noștri se pare că le scapă această epidemie de sub control, dar lui Dumnezeu nu-i scapă. Ce binecuvântare să știm lucrul acesta. El are toate lucrurile în mâna Lui și pot să mă încred în asta. Și știind că viața mea este în mâna lui Dumnezeu, chiar dacă mor, nu am de ce să mă tem. De ce? Ascultați ce spune Filipeni 1:20 din textul pe care l-am citit. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. De ce nu mă tem? Pentru că scopul meu este ca Domnul Iisus Hristos să fie proslăvit prin viața mea și mă rog ca lucrul acesta să fie valabil pentru fiecare dintre noi, iubit frate, soră și prieten. Nu mă tem de moarte. De ce? Pentru că cei răscumpărați știu că moartea este o binecuvântare. Pentru că moartea, iubiți frați, surori, ne duce în prezența lui Dumnezeu și va fi spre binele nostru. Ascultați ce spune tot Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, versetul 23, unde spune în felul următor: sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Iubită biserică,
Problema noastră este că în anii ce s-au scurs din viața noastră, mai ales în ultimii 30 de ani, noi, Biserica lui Hristos, am început să ne obișnuim cu binele, am început să ne obișnuim cu lumea aceasta, așa cum am auzit în multe mesaje și în multe predici zilele acestea, oamenilor le merge așa de bine încât își doresc să rămână pe pământul acesta. Chiar și copiii lui Dumnezeu au ajuns să se lege și să-și lege inima și am căzut în ispita asta. Am început să ne legăm inima de pământ și de lucrurile acestea și nu ne mai dorim așa de mult să mergem în cer. Este poate uneori momentul ca Dumnezeu să tragă un semnal de alarmă, să ne avertizeze că viața asta nu-i totul, că de fapt cetățenia noastră este în ceruri. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo este și ținta noastră, Filipeni capitolul 3, versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, mă rog ca în această dupămasă să ne reamintim care-i scopul nostru, care-i ținta noastră. Și să nu uităm că scopul și ținta noastră este în ceruri, de unde am venit, de unde mergem. Acolo este Domnul Iisus Hristos care ne așteaptă. Noi trebuie să înțelegem că pe acest pământ nu suntem decât străini și călători. Și apostolul în epistola către evrei la capitolul 11, versetul 13 spune așa de frumos: în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Doamne, ajută-ne să ne reamintim lucrul acesta. Nu doar că ținta și cetățenia noastră este în ceruri, dar și că pe acest pământ, iubiți ascultători, suntem trecători. Astăzi suntem și mâine s-ar putea să nu mai fim. Și pentru că suntem în trecere și că nu asta e destinația noastră, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne lege inima mai mult de cer. Iar când avem această perspectivă a cerului, a veșniciei și a vieții de dincolo și trăim pentru Dumnezeu și pentru veșnicie, atunci avem pace cu Dumnezeu. Ascultați ce frumos spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu-i așa că e frumos? Avem pace cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a împăcat cu Tatăl și pentru că suntem socotiți neprihăniți. Și Dumnezeu vrea în aceste vremuri, iubite ascultător, să-ți dea pace. Să te împace cu Dumnezeu, să-ți dea pacea sufletească și apoi să-ți dea pace cu toate lucrurile care sunt în jurul nostru. Dar Domnul vrea să ne ia și îngrijorarea. Iubiți ascultători, de multe ori am căzut în ispita îngrijorării. Și Domnul Iisus Hristos îl inspiră pe Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, atunci când spune: aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Iubiți frați, surori, prieteni care ne urmăriți, este timpul să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre. Numai El poate să ne ia îngrijorarea. Este adevărat că uitându-ne la furtună, uitându-ne la valuri, ca și Petru altă dată, și el are experiența aceasta, când pornind să umble pe mare, a pornit așa de frumos. Și după aceea și-a luat privirea de la Domnul Iisus și s-a uitat în jur. Și-a văzut vântul și marea, și-a văzut furtuna, și-a simțit cât de puternică e furtuna, și-a uitat cât de mare e Dumnezeu și unde trebuie să-i fie ținta Lui. Petru a căzut și de multe ori cădem și noi. Și dacă în zilele acestea am căzut în aceeași ispită ca și Petru și am început să ne îngrijorăm, Doamne ajută-ne să ne îndreptăm atenția din nou asupra Domnului Iisus și ca Petru să strigăm: Doamne, scapă-mă, Doamne, ai milă de mine, pentru că Dumnezeu vrea să ne dea din nou pacea, bucuria, să ne ajute să ne uităm din nou la El și să pornim pe calea către cer. Perspectiva lui Dumnezeu este prima. A doua perspectivă este o perspectivă omenească.
Dar perspectiva lui Dumnezeu, am spus că este una pozitivă, este una care dă speranță, însă perspectiva omenească este perspectiva fără speranță, lipsită de speranță. De ce? Pentru că tot ceea ce contează pentru oamenii care trăiesc cu perspectiva omenească este aici și acum. Dacă am pierdut lucrurile la care ținem pe acest pământ, totul s-a terminat. Aici e totul, așa spun oamenii. Și având perspectiva aceasta limitată, aici și acum, omul începe să se îngrijoreze. Totul e la întâmplare pentru om. Totul e la voia sorții. Se poate întâmpla orice. Ce facem într-o astfel de perspectivă? Poate veni boala, poate veni moartea. Și ce se va întâmpla cu noi? Pentru că nu știm ce va fi în ziua de mâine. Asta e perspectiva omenească limitată. O perspectivă care îl ia pe om pe nepregătite când vine moartea. Și dacă aici e totul și se termină viața, totul e terminat și totul e fără nădejde. O astfel de perspectivă aduce groază, aduce deznădejde, aduce nesiguranță și aduce depresie. Iubite prieten, dacă cumva ai fost prins în perspectiva aceasta lumească, să știi că este o speranță pentru tine. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea și nouă speranță celor care nu vedem calea Lui și care încă nu o cunoaștem. Vreau să mai spun un lucru. Cei care trăiesc în această perspectivă a morții și omenească, trăiesc zilnic cu frica că oricând poate veni moartea. Și ei se raportează la viață diferit de cei care privesc lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Frica morții aduce cu sine o scădere a calității vieții. Și asta face Satan când fură bucuria. Pentru că atunci când nu știi ce va fi mâine și moartea pentru tine este o nesiguranță și nu te-ai împăcat cu Domnul Iisus Hristos, iubite prieten, diavolul a reușit să-ți fure bucuria. Și ascultați ce spune Ioan, capitolul 10, versetul 10, partea 1. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Iubiți ascultători, oare nu asta trăim și mulți oameni trăiesc în ziua de astăzi? Diavolul le fură tot, le fură speranța, le fură tot și nu mai au nimic. Dar Domnul Iisus Hristos a venit să-i ajute pe cei care trăiesc sub tirania morții și a fricii morții. Domnul Iisus Hristos a venit și pentru tine, iubite prieten, ca să-ți dea viața. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan, capitolul 10, versetul 10, partea a doua: eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Iubite prieten, Dumnezeu a promis pentru cei care devin partea turmei Lui, care se pocăiesc de păcatele lor și care își predau viața în mâna lui Dumnezeu, a promis o viață din belșug. Ce înseamnă asta? Nu o viață pe pământ să nu ai nicio lipsă, ci o viață deplină, o viață în care să nu mai trăiești cu frica morții și a groazei zilei de mâine. Oare Dumnezeu n-are același cuvânt de încurajare și pentru noi astăzi? Astăzi oare noi, fiecare dintre noi, simțim viața aceasta din belșug? Și dacă nu o simțim, oare de ce nu o simțim? Oare nu vrem să fim scăpați de frica morții? Știți care e soluția? Matei, capitolul 11, versetul 28. Soluția are un nume. Soluția este Domnul Iisus Hristos. Și El a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iubiți ascultători care ne ascultați în această dupămasă, dacă speranța nu mai este în inimile dumneavoastră în aceste momente, veniți la Domnul Iisus Hristos. Veniți la Hristos și El vă poate da din nou speranță pentru viață, pentru că El este viața și El vrea să vă dea o viață liniștită, în care să vă dea liniște și pace în suflet. Dar să știți că și noi, copiii lui Dumnezeu, putem cădea într-o ispită.
Ispita în care putem cădea noi este să credem că dacă noi ascultăm de Dumnezeu și facem ce spune El, Dumnezeu e obligat să ne dea ce vrem noi. Dacă noi îl ascultăm și Dumnezeu trebuie să ne asculte. Fals! Noi nu trebuie să uităm că Dumnezeu nu ne-a spus că totul va fi bine și că nu vom avea nicio problemă. Dumnezeu nu ne-a promis că nu ne va atinge boala, că nu ne va atinge virusul, că vom scăpa cu viață, dar Dumnezeu a promis că eu sunt cu voi până la sfârșit. Matei, capitolul 28, versetul 20, ultima parte. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Iubit ascultător, prieten sau frate și soră, în această dupămasă Domnul Iisus Hristos vrea să-ți reamintească și să ne reamintească tuturor că El este cu noi indiferent care va fi rezultatul acestor zile și acestor vremuri. De ce? Pentru că El nu ne va lăsa și va fi cu noi și în viața aceasta și în viața de dincolo. Dacă îl alegem pe El, avem o siguranță și avem o nădejde. Domnul Iisus Hristos ne-a spus în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19, că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Nu putem să ne punem încrederea doar în viața aceasta, ci trebuie să ne punem încrederea în viața de dincolo. Dacă noi am crezut că Dumnezeu ne va da tot ce ne va trebui și vom fi păziți, nu ne va atinge nicio boală, nicio problemă, familiile noastre vor fi în siguranță, nu de asta am venit la Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos a venit să ne dea siguranța vieții veșnice și să ne scape de iadul veșnic. Dacă vreți asta, Domnul Iisus vă va da. Dacă vreți să fiți scăpați de boală, Domnul Iisus Hristos n-are răspuns la lucrul acesta. Ce perspectivă pentru viața alegem? Perspectiva de sus? Perspectiva lui Dumnezeu care dă speranță? Sau perspectiva de jos, perspectiva omenească care este fără speranță? Perspectiva, am spus că este importantă, dar ascultați, perspectiva determină atitudinea. Și atitudinea va influența viața mea. O perspectivă corectă va da siguranță vieții mele și va determina o atitudine pozitivă. Dar o perspectivă greșită va aduce nesiguranță în viața mea și în viața ta și va determina o atitudine negativă. E foarte important însă ce atitudine avem pentru cei care în aceste zile sunt chinuiți cu gândul la ce va fi mâine. În primul rând, e important ca în atitudinea noastră să nu devenim critici față de cei ce se tem, să nu-i judecăm, pentru că ei trăiesc în frică și nu vor să trăiască în frica asta, dar sunt conduși și călăuziți de frică. Noi nu vrem să negăm existența problemei, virusul, pentru că nu putem să o negăm, dar avem grijă să nu devenim obsedați de ideea aceasta, să nu trăim și noi în această teroare și în această frică. Trebuie să avem grijă cum ne raportăm la cei fără speranță, pentru că Dumnezeu ne poate da ocazia printr-o perspectivă corectă și o atitudine corectă să dăm speranță celor deznădăjduiți. Indiferența noastră față de cei care suferă și care li-e frică nu e o soluție. Prin atitudinea noastră însă putem deschide uși pentru Evanghelie și pentru a le predica cuvântul și a le spune despre Dumnezeu, sau prin atitudinea noastră putem să închidem ușile. Alegerea este a noastră. De aceea, Proverbe, capitolul 16, versetul 22, partea 1 spune: înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are. Este așa de important în aceste zile ca prin atitudinea noastră să arătăm înțelepciune. Înțelepciune și sensibilitate. Pentru că oamenii chiar au nevoie să vadă că ne pasă. Și nu doar să ne prefacem că ne pasă ca să ne atingem scopul, să le spunem despre Domnul, ci să simțim cu adevărat, să iubim pe oameni, să ne pese de ei, să vedem că ei mor și vor muri în păcat, mai devreme sau mai târziu vor muri și vor muri despărțiți de Dumnezeu dacă nu s-au întors la Dumnezeu. Să ne pese de ei, să simțim cu ei. Vorbele noastre vor zidi sau vor dărâma?
Haideți să alegem și să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune ca să vorbim înțelept cu ei. Primul lucru cu privire la atitudine, am spus să nu fim critici și să nu-i judecăm. În al doilea rând, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în aceste vremuri, iubită biserică, care ne urmăriți de pe internet, este să le îndreptăm ochii oamenilor spre Dumnezeu. Când avem ocazia, la telefon, prin discuțiile pe care le avem într-un fel sau altul, prin mijloacele de comunicare cu cei pe care îi cunoaștem și sunt fără speranță, să le aprindem speranța îndreptându-le ochii spre Domnul Iisus Hristos. Pentru că El e singurul care poate da speranță, așa cum am zis. Hristos, spune El, este calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. Versetul este foarte clar. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Și versetul ăsta e atât de adevărat. Domnul Iisus Hristos e soluția. Și El ne poate ajuta să trecem cu bine peste această situație și pe noi și pe cei fără speranță. Cum? Cine se încrede în El știe că va câștiga în ambele situații. Și la ce mă refer? Dacă vom trăi, vom trăi pentru Dumnezeu. Iar dacă vom muri, vom trăi o veșnicie cu El în cer. Haideți în această după masă să încercăm să aducem lucrurile la o concluzie. Că este foarte important să vedem ce am învățat și cu ce am rămas din mesajul acesta. Situația în care suntem nu este la întâmplare. Primul lucru, ceea ce a îngăduit Dumnezeu să fie în lumea aceasta nu e la întâmplare. Dumnezeu a îngăduit-o și avem ceva de învățat de aici. Nu știm încă, fiecare trebuie să ne cercetăm viața să vedem ce avem de învățat, dar nu uităm, nu e nimic la întâmplare și nici situația asta nu e la întâmplare. În al doilea rând, a doua concluzie, Dumnezeu este în control universului. Nu doar că nu e la întâmplare, ci cineva, și noi știm cine, Dumnezeu, Creatorul, are un plan. Și El are controlul. Și dacă Dumnezeu, care are un plan și știe când a început și când se va termina, știe cine va contacta această boală și știe totul despre ce se va întâmpla și cum se va termina, deși noi nu știm, și pentru noi este nesigur, pentru Dumnezeu totul e clar. Dumnezeu are control deplin. Știți ce aduce asta în viața noastră? Speranță. Dacă știm că Dumnezeu e în control, îmi dă speranță. Doamne, vreau să mă încredințez viața în mâna Ta, pentru că Tu poți să-mi dai speranță. În al treilea rând, să ne raportăm la oameni cu înțelepciune în această situație. Am spus lucrul acesta și îl repet. Trebuie să fim înțelepți. Dumnezeu vrea ca în aceste momente să lăsăm pe El să vorbească prin noi și să fim exemple pentru cei fără speranță. Dumnezeu vrea să avem înțelepciune. În al patrulea rând, Dumnezeu vrea să folosim cu înțelepciune timpul care îl avem. Iubiți ascultători, niciodată în ultimii ani nu ni s-a dat ocazia să petrecem atât de mult timp acasă. Dumnezeu ne dă ocazia să ne apropiem de El și ne dă ocazia să ne apropiem de familiile noastre. Ne dă ocazia, așa cum spuneam și săptămâna trecută, să citim Biblia. Să nu lăsăm să treacă o zi fără să citim Biblia și să încercăm să înțelegem măcar un lucru pe care Dumnezeu vrea să ne-l spună în fiecare zi. Apoi să ne rugăm în fiecare zi, să punem timp deoparte, să petrecem timp serios, personal și apoi cu familia în rugăciune. Și în al treilea rând, este important ca să investim în relația cu soțul, soția, copiii, cu cei dragi. Să legăm lucrurile. Dacă Dumnezeu ne-a dat ocazia aceasta, haideți să o folosim cu înțelepciune. Și în ultimul rând, în al cincelea rând, să vedem virusul ca pe o ocazie dată de Dumnezeu ca să ne pregătim pentru veșnicie. Dumnezeu ne-a mai dat o șansă. Dumnezeu ne-a dat ocazia în aceste zile să știm că poate veni moartea și să ne pregătim. Tot vorbim în ultima vreme despre faptul că Dumnezeu va reveni, Domnul Iisus va reveni și când va reveni, dacă vom fi gata pentru asta.
Dar în aceste zile avem ocazia fiecare dintre noi încă o dată să ne cercetăm viața și să vedem că dacă vine moartea, am făcut ceea ce trebuia, ne-am pocăit. Dumnezeu ne dă șansa la pocăință. Dumnezeu la alții nu le dă șansa asta. Cei care pleacă de acasă cu mașina și au un accident și mor, nu mai au ocazia să-și analizeze viața. Iubiți ascultători, Dumnezeu în zilele acestea ne dă încă o dată șansa, ca întreaga națiune, ca întreaga lume, să ne cercetăm viața, pentru că moartea va veni oricum. Rata de mortalitate e 100%, că vine acum sau vine mai târziu, nu știm. Dar când vine, suntem pregătiți? Dacă va veni pentru noi în aceste zile veșnicia și ne vom întâlni cu veșnicia, suntem pregătiți? Dumnezeu, iubite prieteni și frate, ne dă ocazia să ne cercetăm și Dumnezeu să ne ajute să luăm în serios lucrul acesta. Să trăim astăzi ca și cum ar fi ultima zi din viața noastră. Să trăim fără regrete. Să nu ratez această șansă. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să înțelegem că e important să avem o perspectivă corectă atât asupra vieții, cât și asupra morții. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că asta e șansa vieții noastre. Să ne cercetăm și să știm unde stăm și să ne pocăim dacă e nevoie. Și fiecare dintre noi avem atâtea lucruri de care să ne pocăim și avem ocazia să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să folosim lucrul acesta spre slava Lui. Și în final, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că și în duminica aceasta ne-a dat ocazia ca împreună cu Biserica Harul din Moldova Veche să putem să folosim această resursă a internetului, să ajungem în casele dumneavoastră și în familiile dumneavoastră. Vă salutăm pe toți cei care faceți parte din Biserica Harul, frați, surori, aparținători, prieteni. Ne-am dorit să fiți în locul acesta împreună cu noi și știm că nu se poate, dar așteptăm cu nerăbdare ziua în care vom fi din nou împreună. Același lucru vreau să-l spun salutând și pe cei din biserica din Pojejena care pot să ne urmărească, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Sunt binecuvântat să pot să păstoresc și biserica din Moldova Veche și biserica din Pojejena și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze ambele biserici și să ne ajute ca în zilele acestea să folosim cu înțelepciune timpul pentru slava Lui, ca într-o zi când vine Domnul să putem fi pregătiți să mergem împreună cu El. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Așteptăm cu nerăbdare să aducem din nou cuvântul lui Dumnezeu atunci când va îngădui El. Domnul să binecuvinteze viețile dumneavoastră, să ne ajute să trăim sfânt și curat și să ne ajute să putem să ne revedem din nou la cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă pe calea undelor și a internetului, și ne rugăm ca să putem să vedem lucrul acesta cu o ocazie dată de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.